Salut! Vreau să, vreau să spun câteva lucruri importante. Să mai amintesc câteva lucruri importante despre sobile astea rachete. Despre aceste centrale care cu arzător tip rachete. Uh. Unul dintre lucrurile importante care eu le-am mai reamintit, dar să-l spun acum cât e de important, cu o amplasare la centrală, asta amplasare, locul în care se amplasează ea, e foarte important și recomand să fie în casă. Să fie în casă acolo unde undeva unde nu deranjează, într-un colț, într-o bucătărie, într -o, chiar într-o debarau sau oriunde, într-o cameră, pentru că ea e lucrată foarte bine și nu arată rău. Și e important să fie amplasat acolo pentru că radiază foarte multă căldură să scutești două caloriferi la ea. Plus că ține mai mult cald ca cum ar fi caloriferile, că după ce se oprește focul, caloriferile se opresc. El mai merge un timp, așa, după ce se oprește focul complet, nu merge mult tare. 10-20 minute se oprește. Bineînțeles că, fiind că să faci temperaturi mari în interior, o să mai fac câteva porniri. La mine am observat chiar și după două ori mai faci câte o pornire. dar na, aia prea mult nu ajută că ridic apa la, să strânge acolo la un 40-45 de grade, trimite odată și câteva, nu știu, un minut. Și asta vreau să spun că face foarte mult. Ea rămâne caldă încă câteva ore. Încă câteva ore după ce s opris opresc caloriferile. Și are mult mai multă căldură ea. E păcat de pus undeva într-un spațiu alături de casă unde se locuiește și mai contează un lucru ea, dacă e pusă separat și undeva rece, uh, contează foarte mult și treaba asta, că se ia de la zero, de la zero, de la rece se ia. Dacă se încăperea aia 15 grade sau 10 grade, vă dați seama că nu e ca cum pornești la 20 ceva de grade să fie ea caldă și imediat are mult mai mult randament când e călduță, nu e când e rece, rece. Când e foarte rece acolo în încăpere, să știți si treaba asta. ia când se începe a încălză, face un pic de condens, ca așa e rece cu caldul la început, după aia se usucă rapid și se scurge pe jos pe acolo, se vede cum curge nici condens. Sau mai e o treabă, ea fiind foarte rece și când se face foc, dacă se face mai des foc și nu apuca să răcească e altă treabă, dar dacă durează un spațiu sau un timp mai mult, atunci am văzut și pe serpentină se formează când la aprindere un pic de condens. Și aia nu face decât să prindă mai bine nu aia și să nu fie atât de uscat acolo. Pentru curățat. Deci sunt niște lucruri foarte importante, de asta am ținut să le repet. Chiar dacă am mai spus eu așa de câteva ori. Asta e un lucru. Alt lucru important care vreau să mai amintesc, să spun, izolația casei. Foarte, foarte mult contează casa să fie izolată nu perfect, dar să fie izolată, că de bine. Dacă e izolată mai bine, e mai bun. Deci, ce se întâmplă? Ea e foarte bună, face cald rapid, e economă, dar ce rost are dacă o casă nu ține căldura, atunci ea trebuie să trebuie să facă foc aproape non-stop. Și normal, cine stă să alimenteze non-stop o sobă? Pentru că asta se alimentează ca o sobă de asta normală la o jumătate de oră, la o oră, depinde ce să arde acolo. Și atunci, una e să faci 2-3 ori foc, să faci cald să menține acolo în căperea aia și 12 ori sau câteva ori, 8 ori să mai e treabă de făcut foc. Și alte când trebuie să faci foc în continuu. Atunci, normal că e foarte inconfortabil. Acum lucrez și la un, o să fac o, o să postez, o să fac o filmare cu un bunker care se fac la mine acasă, Mare. un bunker care o să vă arăt și să vă explic faci în așa fel încât să alimentezi mai rar adică bunker pentru lemn nu pentru peleți buncărul pentru lemne, se face un pic mai diferit și am făcut eu acasă câteva seri și am văzut pun acolo prin cu lemne și de exemplu lemn subțire de brad nu îl mai alimentez la 20 de minute dacă e mai gros am văzut că arde vreo 35 de minute dacă e subțirel lemnul mai subțirel de brad arde foarte rapid Așa am dublat timpul care trebuia să, să alimentez. Și cu lemn de esență mai tare, n-am făcut probă, dar e clar că în loc de alimentat la o oră, o să alimentez la două ori. Deci e foarte bună treaba asta, foarte importantă. El, să se face. Eu l-am făcut din tablă, dar e bine de cumpărat. Este de la de fier pătrat, așa exact pentru dimensiunea care trebuie, cât diferă la dimensiunile gurii de alimentare. O să explic eu un pic și cu reglajele și să pune plin și el cade acolo și arde fain, arde constant și arde mult mai bine decât ca și cum s-ar alimenta, se lasă, se dă, oprește focul, mai este un pic de jare, iar trebuie alimentat, atunci gradele un pic coboară, iar trebuie urcate, el acolo alimentează în continuu și merge foarte bine. Deci eu, despre izolație vorbeam, am montat o centrală aici la Dumbrăveni, am făcut o postare, ați văzut-o. Trebuie să-i facem proba că nu sunt de calorifere, dar nu știu ce randament o să fie acolo, cât o să fie, de, cât o să fie cliență de mulțumiți, pentru că, oricum mă îndoiesc, pentru că nu are izolație la casă, are mai un perete izolat și m-am uitat tavanul, tavanul la casă e de lemn, de și deasupra un centimetru de pământ, nu sunt nici 2 cm, pentru că m-am suit în pod, am făcut gaură și am văzut. La hol are două bloane de astea care surcă în pod, care se vede în pod și în numai scândura. Deci acolo, nu știu, dar căldura când se duce direct, e, e foarte rău așa. așa. trebuie în continuu, în continuu am făcut foc și e foarte nasol. Pentru că asta contează foarte mult, când e, o izolație bună se menține căldura. Eu am văzut diferența că eu, eu super mulțumit de un astfel de central pentru că o folosesc. Și, bineînțeles, eu am călziri în pardoseală. Asta aș recomanda-o pe primul loc. Pentru că eu am văzut, o încălzesc. O încălzesc rapid, nu trebuie să țin multe ori pentru că îi dau o grade cum trebuie. Și îmi ține cald. Plus, cât mai radiază ea, am o economie foarte mare. Eu mă mir mai mir cât de puțin consumă și... Dar na, contează foarte mult și... Acum dacă ar fi pe caloriferi, măcar să păstreze căldura în casă. Dacă nu se păstrează... Că de cât să fie izolația, că măcar... Hai, nu se face 2-3 ore foc, 4-5 ore. Să mai face și dimineața, nu mai seara. Dar dacă s opri focul la 11-12 seara, până dimineața trebuie să scade 2-3 grade, nu trebuie să faci foc toată noaptea așa pentru treaba asta ca să faci foc toată noaptea pentru că nu ține căldura nu recomand nu recomand sistemul ăsta deși e cel mai pentru mine cea mai valabilă centrală dar nu recomand atunci în cazul ăsta trebuie ceva care să meargă în continuu indiferent că consumul e mare că ce-o fi dar no. și ar mai fi o treabă cu alimentarea cu alimentarea la centralele astea, v-am spus, se alimentează ca o sobă normală, nu ceva ieșit din comun. Cei care au avut sobe știu cum se alimentează o sobă. Care au o sobă din călzită în casă sau mai multe, sau o sobă cu Și sunt foarte întrebat de mulți la cât timp se alimentează, la cât timp se curțe. Astea sunt niște chestii care trebuie știute, că nu e pentru oricine în cazul ăsta. Sunt oameni care știu care au trei sobe în casă și fac foc în trei sobe și nu li se pare greu. Și sunt oameni care nu vor să facă că nu au timp de au la servici, seara nu au timp, nu, seara nu, noaptea trebuie să doarmă, nu știu pentru ce trebuie făcut foc noaptea asta, am explicat mai devreme, dar eu abia aștept să merg să fac un foc, mi îmi place, care îi place, e alt treabă, care nu îi place, nu îi recomand. Atunci, o să-și pune și centrală pe curent și orice, să fie automatizată și să nu aibă de alimentat cei care le place și care nu îi deranjează și așa, face economii, e și plăcut să vezi cum arde focul, să simți căldura focului, e altă treabă, dar nu. Deci nu e pentru oricine. Mai ales că se poate folosi pe peleți. Acum peleții, așa s-a întâmplat cu prețul, a sărit prețul astea, dar na, s-a vedea pe viitor. Sau cu buncărul ăla, cu lemne, Facem mult treaba aia, o să alimentez mai rar. Funcționează foarte mult. Dacă nu pentru ca să nu se folosească buncărul ăla, se pot pune lemnile mai lungi, se treacă lemnile mai lungi în coace și nu sunt în numai se întâmplă nimic, că mai să fie așezat în așa fel încât se poate coboră, să fie pus cât mai drepte, se poate coboră în jos, nu se blochează, ca atunci se urce flacără în sus piele să fie riscul de a da fum în coace încă un lucru ce vreau să mai spun pentru că am fost sunat am fost sunat de exemplu de o persoană care a zis să-i fac o sobă rachetă pentru 350 de metri sau 300 și ceva de metri pătrați, nu mai știu exact deci când am auzit am început a râde. deci trebuie să știți și lucrul ăsta centralele astea rachete nu sunt pentru mulți metri pătrați ele sunt foarte benefice, foarte, foarte valabile, dar sunt pentru că sunt mai mici, pentru spații mai mici, pentru nu pentru case cu trei niveluri sau pentru... De exemplu, eu, astea care le fac demontabile, așa m-am orientat ca să ofer o garanție, adică garanție. Bineînțeles că dacă o trimit, vine omul și o ia din țară și se întâmplă ceva, nu pot să... Și atunci m-am gândit să o fac cât mai rezistent, cu materiale cât mai bune, lucrate cât mai bine, să nu fie probleme. Dar m-am orientat în așa fel să le fac pentru undeva la... 80, 90, maxim 100 de metri pătrați. Deja, dacă sare din 100 de metri pătrați pentru 120, au vrut alții 150, am refuzat să fac, pentru că trebuie făcute mai mari. În cazul ăsta să bagi la 150 de metri pătrați, de exemplu, ar trebui și perete mai groși. Asta e făcut din șamotă subțire. Și acolo sunt perete dubli, unde e șamot dublu, unde e Dar atunci, în cazul ăsta, să fie cât mai rezistentă, că o să fie foc foarte puternic. Și ea lucrează mult mai tare, se delată la așa mari temperaturi, dar la alimentarea asta e perfectă și ca greutate și ca... Așa. Deci, asta e foarte grea. O piesă, numai piesa asta, asta e cea mai grea. Deci, e de aici, deasupra de la capac, și până la ambinare asta e numai o piesă. Deci e foarte grea. În două persoane abia o duc piesa aceea e și aceea greda mai puțin un pic, asta e mai ușoară. Dar dacă aș, aș face o cu de asta cu cărămidă groase, sau cu șamotă groase, nu știu cine ar mai ridica, o, e foarte greu. Și în cazul ăsta pentru 120, 150 de metri pătrați, e bine să se facă direct pe poziție și nu o să mai fie de demontat, de cărat, de, na. Asta e altă treabă. Și asta se face mai la fața locului. Și cu deplasatul, acum nu mă deplasez, și de asta mă gândesc să li fac pe astea care sunt pentru mai puțini metri. Și putere la felul ăsta de centrale, cum le fac eu, e undeva la 5-6 caloriferii cel mai, să, cel mai fiabil Deci, temperatura cea mai optimă la 5-6 caloriferii ar fi undeva la 50-60 de grade cu foc așa moderat, să nu stai să insiști, să uh, acolo cu foc sau să reglezi, să meargă și mai pe econom, cu pelet sau cu alimentarea și e perfect. Dar ca să se poate urca la 70 de grade, trebuie să dai mai mult foc acolo și faci lejer la 5-6 caloriferi. Deja 7 calorifere, 8 deja mai greu un pic. Deja 9-10 nici nu recomand. Că uh, urcă foarte greu apa. Și nu. Deci așa e calculată. Pentru puterea asta. De exemplu, 5 calorifere și un boiler termoelectric e perfect. E cel mai perfect pentru ele. De... Că contează după puterea care face focul, după cum recuperează, după așa. El merge perfect. Nu o aduce nici, nu se duce nici în 100 de grade, nu sare, nu merge nici la grade prea mici să nu facă față. Merge perfect. Asta e mijlocul cu care îi priește cel mai bine de temperatură. Și acum să mai repet încă o dată în scurt, iar și câteva avantaje care le are. Face puține cenușe, ardere cu gazificare, economie, ardere completă, pe horn se puține grade comparați cu alte centrale, nu ruginește. Când spun nu ruginește, înseamnă că mă refer că nu, cum sunt alte centrale care sunt făcute din tablă și un pic cum se zgârie sau condensă sau ceva, începe să face urâtă, să se, se... Asta nu se mai degradează așa. Plus, nu are suduri la interior, acolo unde e mantaua de apă sau cum se fac alte centrale, sudurile alea în timp depinde, nu? Cât garanție pot să fie și acolo. Aici e serpentin de inox. E, inoxul e foarte, e, foarte rezistent la apă, la asta, nu, nu afectează cu rugină, cu depuneri, cu... E foarte important și treaba asta. E important și lucrul ăsta că se poate pune în interior, în casă, și radiază căldură, nu se pierde. Se recuperează, scutești un calorifer, 2 Și are avantajul că se poate folosi cu orice, nu numai cu brichete și cu lemn sau cu porumb, cum am făcut probe, sau cu tocătură, merge foarte bine. Funcționează și pe peleți, Un nu mai pe peleț, e și mai scump și funcționează decât pe Asta, în schimb, se poate face economie. Unde sunt lemne, unde sunt alte na, rămase de la fabrica de mobile sau creangă sau orice. Și atunci se poate face economie. Ea oricum economie face pentru că e foarte economă așa la deci arde, arde bine, arde complet. Fum pihorn nu scoate și nici uh, temperatura pihorn mare nu nu pierde. Ia oricum e foarte economă. Deci are niște avantaje foarte importante. Și nici tot un avantaj, nici achiziția ei nu e așa de scumpă mai ales pentru cei care se descurcă să-și facă așa, să -și construiască numai cumpără materiale și o construiește